În mai multe orașe din Rusia a fost adoptată ceea ce ei numesc propaganda gay în rândul tinerilor. Măsura a ajuns pe prima pagina a ziarelor abia când a fost adoptată și de al doilea oraș ca mărime al Rusiei, Sankt Petersburg. Acum se află și pe masa aleșilor din Duma de stat. Dacă va fi adoptată, legea va fi aplicată la nivel național. Поддержать секс меньшинства. И так они бесправные. Все им запрещают, с работы выгоняют, не берут на работу. Социум озвереты, непонятно почему. Mai mulți adversari ai comunității gay și activiști ortodoxi au organizat și ei un marș în paralel. Au cerut forțelor de ordine să-i rețină pe protestatarii homosexuali, pe motiv că protestul acestora este neautorizat. Я за права человека. Я за главное право человека, право на жизнь. И я не позволю, чтобы извращенцы навлекали наш город гнев Божий. Я хочу, чтобы мои дети жили в стране, где в школах им не будет проповедоваться грех, который страшно искажает правду человека. Comunitatea internațională a homosexualilor consideră că proiectul de lege este lipsit de claritate și lasă loc la prea multe interpretări, ceea ce ar putea da mână liberă forțelor de ordine să rețină pe oricine după bunul plac. De altfel, la Moscova a fost organizată prima paradă gay abia anul trecut și doar după ce Rusia a fost amendată în 2010 de Curtea de la Strasburg pentru că a interzis astfel de acțiuni.